Sinaxar. În această lună ianuarie, în ziua a 23-a, pomenirea Sfântului Mucenic Clement, episcopul Ancirei. Fericitul și minunatul Clement a trăit în mucenicie mai toată viața lui pământească. Timp de 28 de ani s-a luptat și s-a nevoit împotriva tiranilor, neavând niciodată vreme slobodă, nici răgaz, nici întrerupere și pace în anumite zile, cum se obișnuia la război în vremea aceea, când lupta înceta și de o parte și de alta, ca iarăși să poată neveli unii asupra altora cu și mai multă putere și iuțime. Ci dimpotrivă, războaiele lui au fost necurmate și puternice. Nu ne minunăm, deci, numai de ani câți a pătimit ca nimeni altul sau de chinurile pe care le-a îndurat, ne minunăm deopotrivă și de una și de alta, căci a trecut prin tot felul de chinuri și, înfruntând pe toți împărații și tiranii de atunci, s-a făcut priveliște aproape în toată lumea, a minunat și pe îngeri cu răbdarea lui și în acest chip a luat cununa măririi. Sfântul Clement era din Ancirea Galației, din tată Elin și din mamă cucernică și credincioasă, pe nume Sofia. A intrat în viața călugărească când era de 12 ani și când a fost de 20 de ani, a ajuns arhiereu. A pătimit pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian și a guvernatorilor 9 la număr, Domețian, Agripin, Cumvriciu, Domețiu, Saverdot, Maxim, Afrodisiu, Luciu și Alexandru. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Agatanghel. Fericitul Agatanghel era roman de neam. El a fost botezat de Sfântul Clement și închis împreună cu Sfântul și cu alții în Roma. A izbutit să fugă din închisoare, iar când au suit pe Clement pe corabie să-l ducă în Nicomidia, a intrat pe furiș și Agatanghel în aceeași corabie. Amândoi au pătimit până la sosirea în Ancira și au stat înaintea lui Lucius. Din porunca lui Lucius, li s-au tăiat capetele împreună cu alți bărbați, femei și copii care crezuseră în Hristos. Sufletele lor s-au dus spre cereștile lăcașuri. Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Eusebiu. Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Mavisma Sirul. În cetatea Cirului, din Antiohia Siriei, a trăit un bărbat cuvios cu numele Mavisma, care vorbea limba siriacă. Cu toate că fusese crescut în viața sărănească și era neînvățat, el a strălucit însă prin calitățile firești ale sufletului său. Se spune că avea numai o haină și când aceasta se învechea, nu o lepăda, ci peste găurile vechi cosea alte petice și cu acestea își acoperea mai departe goliciunea trupului. Era atât de osârnic la primirea străinilor și a săracilor, încât deschidea tuturor ușa chiliei lui. El avea două vase, unul plin cu grâu și altul cu un de lemn, din care da la toți câți aveau trebuință, iar acestea se înmulțeau pururea și niciodată nu se deșertau. Căci Dumnezeu, care îmbogățește pe toți cei ce-L cheamă, după cum a poruncit vasului de un de lemn și vasului de făină al văduvei din Sarepta să izvorască un de lemn și făină pentru găzduirea prorocului Ilie, tot așa a dăruit și lui Mavisma, iubitorul de străin, bunătăți pe măsura
osârdiei lui. Deci, bine și cuvios, petrecându-și viața, s-a mutat către Domnul. Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte, Salaman Sihastrul. Lângă râul Eufrat este un sat pe țărmul de apus numit Capersana. De aici a fost fericitul Salaman, care, iubind viața liniștită, a aflat în satul de dincolo de râu o chilie mică în care s-a închis fără să-i lase ușă să poată ieși și fereastră să aibă lumină. Numai odată pe an săpa pământul pe dedesubt și ieșea afară, deși strângea hrană pentru tot anul. Arhiereul locului, aflând de viața lui îmbunătățită, s-a dus la el vrând să-i dea preoția și, găurind o parte a chiliei, a intrat în lăuntru și, punându-și mâinile pe capul lui, a săvârșit rugăciunea hirotoniei. I-a spus multe și l-a vestit că i-a dat darul preoției. Dar cuviosul n-a grăit nimic, iar arhiereul s-a dus, poruncind să se zidească iarăși partea cea găurită a chiliei. Altădată creștinii locuitori ai satului au trecut noaptea Eufratul, i-au stricat chilia, l-au luat și l-au dus în sat, fără ca el să se împotrivească și fără să-i întrebe de ce fac așa, și l-au pus în altă chilie ce o aveau gata. Iar cuviosul sta liniștit și acolo, fără să vorbească cu cineva. După puține zile, creștinii locuitori din alt sat de dincolo de râu s-au dus noaptea, i-au stricat chilia aceea, au ridicat pe sfântul și l-au dus în satul lor, fără ca el să se împotrivească cu cuvântul și fără să se ducă de voia lui. În astfel de chip, nevoindu-se fericitul Salamon, și-a petrecut viața ca nimeni altul, până s-a mutat către Domnul ca să se veselească în veci. Tot în această zi, pomenirea celor doi sfinți mucenici, care fiind aruncați într-o groapă în orașul Parfum, s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea sfântului Paulin Milostivul, episcopul Nolei din Campana și prietenul sfântului Niceta, episcopul Remesianei din Dacia, care în pace s-a săvârșit în anul 431. Sfântul Paulin cel Milostiv, episcopul Nolei, provine dintr-o familie aristocrată și înstrăinată din Bordeaux, Franța. Datorită educației sale alese la vârsta de 20 de ani, a fost ales senator al Romei, mai târziu devenind consul și, în final, guvernatorul regiunii Campania din Italia. La 25 de ani, el și soția sa au fost botezați întru Hristos, după care și-au schimbat total stilul de viață, vânzându-și toate proprietățile și donând bani celor nevoiași. Acest lucru a atras după sine disprețul din partea servitorilor și prietenilor săi. Pentru că nu au avut copii, cuplul credincios a adoptat orfan sărman pe care i-a crescut cu frică de Dumnezeu. Fiind permanent în căutarea unei vieți retrase, Sfântul Paulin a plecat în orașul spaniol Barcelona. După ce veștile despre viața lui sfântă s-au răspândit, în anul 393 a fost rugat să accepte hirotonirea ca preot. La scurt timp, el a părăsit Spania și s-a întors în orașul Nola din Italia, unde a fost ales episcop. În timpul cotropirii vandalilor, Sfântul Paulin folosea fondurile bisericii pentru a răscumpăra oamenii duși de barbari ca slavi în Africa. Din păcate, sfântul nu dispunea de destui bani ca să poată răscumpăra toți captivii. De aceea, neavând posibilitatea să-l salveze pe fiul unei văduve sărace,
care urma să fie sclav pe proprietatea prințului vandalilor, Sfântul Paulin s-a oferit să ia locul. Îmbrăcat ca un sclav, el a lucrat ca grădinar pentru prinț. Dar identitatea sa i-a fost dezvăluită în vis conducătorului vandalilor, regele Riga, care nu numai că l-a eliberat pe Sfântul Paulin, dar le-a dat drumul să plece la casele lor și celorlalți prizonieri din Campania. Sfântul Paulin este cunoscut atât ca constructor de biserici, cât și ca poet creștin. Printre multele sale virtuți, cea mai minunată era dragostea lui pentru aproapele, compasiunea sa pentru nevoiași. S-a stins din viață la vârsta de 78 de ani, în anul 431. Ne-au rămas până în ziua de azi 32 de poezii și 51 de epistole despre morală, scrise cu adâncă pioșenie. Moaștele Sfântului Paulin se află la Roma, în Biserica Sfântului Apostol Bartolomeu. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sinod al VI-lea Ecumenic, care a afurisit pe cei ce spuneau că Hristos, după întrupare, a avut numai o singură voință. Acest Sfânt Sinod a avut loc pe vremea lui Constantin Pogonatul, tatăl lui Justinian Rinotmitul, în Constantinopol. Al VI-lea Sinod Ecumenic a fost convocat de împăratul Constantin Pogonatos la Constantinopol în anul 681 pentru a se combate erezia monotelistă. Au fost prezenți 171 sfinți părinți care au confirmat doctrina celor două firi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cea divină și cea umană. Acestui sinod i-a urmat un altul în anul 691, numit Sinodul din Trullo, în cadrul căruia s-au discutat anumite probleme practice și s-au promulgat 102 canoane. Pentru rugăciunile tuturor sfinților pomeniți astăzi, Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.